Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos spune că el a avut 12 ani și când a fost și el dus cu părinții lui la praznicul Paștilor, el a intrat în templu și a rămas acolo. Și versetul 43 din Evanghelia după Luca, capitolul 2, spune așa. Când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Și la 12 ani, el a rămas în templu. Și spune cuvântul Domnului că stătea de vorbă cu preoții aceia, cei mai de seamă, preoții mari din templu, și le dădea răspunsuri. Și era atât de înțelept că știa cum să le vorbească acestor oameni care erau învățați cu legea. Spune cuvântul Domnului în versetul 51, tot din același capitol, așa. Apoi s-a coborât împreună cu ei, după ce au venit părinții și l-au căutat, s-a întors cu ei spre casă, a venit la Nazaret și le era supus. Adică era supus și mamei sale și tatălui său. Era ascultător. De copil. Era un copil ascultător. Ne arată că mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Tot ce auzea despre acest prunc. Și versetul 52 din capitolul 2 spune așa. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Putem primi viața Domnului Iisus Hristos de când era copil. A început să fie ascultător de Dumnezeu. Și nu numai atât, era supus și părinților. Asculta și de părinți. Și spune cuvântul Domnului că creștea și era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Și când a ajuns să fie botezat, spune cuvântul Domnului că așa trebuia să se cadă ca să fie și botezat. Și spune că dată după ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și a venit peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea: și ce mărturie minunată! Mărit să fie numele Domnului! Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și oare de ce oare Dumnezeu își găsea plăcerea în Domnul Iisus Hristos? Era plăcut înainte lui Dumnezeu și înainte oamenilor. De când a început pe acest pământ și până la sfârșit, gândul lui Hristos a fost să facă voia lui Dumnezeu în totul. Și a făcut-o, mărit să fie numele Domnului. Și acum, după ce s-a întâmplat aceste lucruri cu Domnul Iisus Hristos, versetul 1 spune, atunci Iisus, după ce a fost botezat și după ce a depus mărturie Dumnezeu despre el, spune că a fost dus de Duhul, de Duhul lui Dumnezeu, în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Ispititorul, scumpii mei, nu este altcineva decât diavolul. El ispitește pe oameni. Dumnezeu nu ispitește pe oameni. Ci diavolul. Și spune cuvântul Domnului că acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă, a flămânzit. Și ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Ispititorul vine atunci când vede ce nevoie urgentă ai. Pentru că la Hristos a venit după 40 de zile și după 40 de nopți, pe când era flămânzit și avea nevoie de hrană. Avea nevoie de pâine. În timpul acela a venit: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, sunt pietre aici, poruncește să se facă pâine ca să-ți potărești foame. Pentru că nevoia ta urgentă acum este mâncare. Și Domnul Hristos îi spune așa. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amin.
mărit să fie numele Domnului. Și acest cuvânt îl găsim în Deuteronom, capitolul 3, versetul 8. În capitolul 8, versetul 3. Nu mai vreau să intru în detalii, ci vreau să mai citesc un verset. Din Ioan 6:63, care spune așa. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu, spunea Domnul Iisus Hristos, sunt Duh și viață. Aleluia. Cuvintele Domnului Iisus Hristos, cuvintele lui Dumnezeu, sunt Duh și viață. Aleluia. Noi nu ne punem nădejdea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta, pentru ale trupului, ci nădejdea noastră o punem în Dumnezeu pentru viața dincolo. Pentru viața veșnică. Și Dumnezeu să ne ajute ca acest dor din inima noastră să continue până vom ajunge acolo, în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Unde setea sufletului va fi potolit. Unde totul va fi de pe deplin. Mărit să fie numele Domnului. Amin. Cu acest răspuns care îmi dă Domnul, că spune că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, trăiește omul. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om. Și când spune El un cuvânt, e viață, mărit să fie numele Lui. Amen. Chiar și locul pustii, când spune să vină ploaie, vine ploaie, mărit să fie numele Domnului. Amen. Și dorim în această seară, ca ploaia lui Dumnezeu să se coboare peste inimile noastre. Amen. Să fim însetați după El. Amen. După acest cuvânt vine diavolul la El și vine acum cu Biblia. Și vrea să-i spună Domnului așa. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, adică pune la îndoială, ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris? Că Dumnezeu a poruncit îngerilor săi să te păzească, ca nu cumva când vei cădea, să nu-ți rupi piciorul în vreo piatră. Și te va păzi Dumnezeu. Și Iisus Hristos îi răspunde tot cu Biblia. Și îi spune, de asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică, nu că i-ar spune diavolului să nu mă ispitești pe mine, diavole, nu. Că sunt Dumnezeul tău, nu. Ci omul, în viața lui, să nu profite că este copilul lui Dumnezeu și să facă spectacol, să facă orice. Adică, când poruncesc să vină foc, să vină foc, când vreau eu. Nu cum vrea Dumnezeu. Când voi face ceva ca să mă arăt, trebuie să facă Dumnezeu, să mă asculte, nu? Nu. Deci, Domnul Iisus spune să nu ispitesc pe Domnul, să spun să fac un lucru când vreau eu și cum vreau eu. Adică să mă rup de pe strașina templului, să fac ceea ce spui tu, să ascult de tine, ca Dumnezeu să trimite îngerul să mă scape. Nu voi face lucrul acesta, spune Domnul, pentru că nu vreau să ispitesc pe Domnul Dumnezeul meu. Pentru că nu prin spectacol mă va păzi Dumnezeu, ci El mă va păzi că sunt copilul Lui, mărit să fie numele Domnului. Și vreau să citesc din Filipeni, capitolul 2. Versetul 6 care spune așa. El, adică Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Și spune acum, era copilul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, totuși n-a profitat de Dumnezeu de locul acesta, că era copilul Domnului. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Adică dacă sunt copilul lui Dumnezeu, fac ce vreau, că Tatăl e Dumnezeu. Nu sunt primul. N-a profitat. Și acest gând ar trebui să ne urmărească și pe noi. Pentru că versetul mai sus, 5, spune așa. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Adică ce? Sunt copilul Domnului. Trebuie să mă supun lui. Să ascund de El. Nu să fac eu ce vreau, că Tata e Dumnezeu și să profit de poziția aceasta. Nu. Și în supunere, cum și El s-a supus de când era copil, a crescut, spune, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor era plăcut. Și a ascultat de părinți. În felul acesta și noi. Vrem să arătăm că și noi suntem copiii lui Dumnezeu?
Să avem și noi în noi gândul acesta. Care și în Hristos. Să nu profităm de lucrul acesta că suntem copiii Lui și să facem ce vrem noi. Că Tatăl e Dumnezeu și ne va ierta nouă. Și să ne păstrăm curați, să ascultăm de El, pentru că așa se ne ajută. Pentru că atunci când ne vedem copii că ne ascultă, ni se bucură inima, parcă putim. Dar când ne ascultă, parcă inima noastră e tăiată. Și știe Domnul lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spune mai departe că diavolul a dus apoi pe munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție cu o condiție. Dacă te vei arunca cu fața la pământ și nu numai atât, și te vei închina mie. O, fraților, pentru bogăția acestei lumi se cere un preț. Pentru că diavolul i-a arătat strălucirea acestei lumi, nu strălucirea de sus. Mărit să fie numele Domnului. Spune cuvântul Domnului într-un cuvânt că stăpânitorul lumii vine. Adică nu stăpânul lumii, stăpânitorul. Că Dumnezeu l-a făcut stăpânitor pe altul. Dumnezeu este stăpânul întregului univers. El este stăpânul peste în ceruri, pe pământ. Și a lui este și cerurile și pământul. Dar spune cuvântul că El este stăpânitorul. Și a arătat strălucirea acestei lumi. Și bogățirea acestei lumi în care Hristos nu era tentat de lucrurile acestea. Și spune, răspunsul Domnului spune așa: pleacă Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai Lui. Numai Lui să-i slujești. Și Doamne, ajută-ne în lucrul acesta. Amin. Cum se poate închina omul lui Satan? Noi în vremea aceasta nu ne închinăm lui Satan, nu? Nu ne închinăm, nu. Nu ne închinăm la idol. Nu avem acasă pe pereți idol, nu avem. Dar foarte ușor putem cădea în extrema aceasta. Și cum? Și vreau să vă arăt prin ce putem să cădem în închinare la idol. În Efeseni, capitolul 5, versetul 5, ne spune un cuvânt. Aici învățăm, fraților, învățăm cum să trăim și Dumnezeu să ne ajute să trăim după cuvântul Domnului. Spune așa, Efeseni, capitolul 5, versetul 5, partea a doua a versetului. Niciun lacom de avere, virgulă, adică continuă ceva, ca acest cuvânt să se neagă. Care este un închinător la idol. Deci locomia de avere este o închinare la idol. Adică dacă ai, e bine că ai, slavă Domnului. Dar dacă în inima ta nu ești mulțumitor cu ce ai, ce ți-a dat Dumnezeu, și vrei să mai faci mai mult, ai locomia aceea, să faci. Și nu mai spun de minciuni, că trebuie să faci minciuni ca să câștigi ceva. Asta este altă parte. Dar dacă alergi numai ca să ai, numai să faci, și nu vii nici la casa Domnului, nu-ți faci timp nici pentru casa Domnului, puteți să ne dăm răspunsul fiecare în parte. Nu e putere, Domnul, vorbește. Pentru că mi-este greu să spun lucrul acesta. Că este închinare la idol. Că trebuie să alergăm non-stop pentru a câștiga. Dar pentru suflet ce facem? Pentru că mai important este sufletul. Decât viața aceasta care este ca un abur înainte de Dumnezeu și apoi pierde. Și omul este trecător. Și spuneam de multe ori, chiar dacă trăiești 70, 80, 90 de ani, un om a trăit 969 de ani și totuși a murit. Și
ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu și cu ce vom sta înaintea lui? Ce ne va spune Domnul? Va spune cuvântul minunat, vino, binecuvântatul Tatălui meu, demoștenește împărăția cerurilor. Sau va spune un cuvânt dur, care acel cuvânt este ultimul cuvânt pentru om. Pleacă. Și nu mai există întoarcere, fraților. Dumnezeu să ne păzească, să ne ajute, să ne păzim și noi. Că El ne păzește. El este credincios și o face. Dar și noi trebuie să facem, să ne păzim de închinarea la idoli, să ne păzim de lăcomii, să ne păzim de ură, să ne păzim de toate lucrurile rele care vrăjmașul vrea să le implanteze în viața noastră. Să ne păzim, fraților, și Dumnezeu să ne ajute. Vreau să mai citesc un verset. Coloseni, capitolul 3, versetul 5, în care întărește acest cuvânt și spune așa. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și nu vreau să citesc tot versetul, ci în ultima parte a versetului care spune așa. Și lăcomia, care este o închinare la idol. Deci nu este numai un verset, ci sunt două versete în privința aceasta și poate sunt mai multe. Nu stăm să le căutăm acum. Deci închinare la idol se poate prin lucrul acesta. Prin lăcomia de avere. Adică cum? Porunca 10-a ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să nu poftești nici casa aproapelui tău, nici măcarul lui, nici ce are el în casă. De ce? Nimic să nu poftești. Pentru că atunci te vii la cum. Pentru că vrei să ai ca el sau poate mai mult ca el. Să fii mai sus decât el. Și poate ne se ridică de multe ori gândul acesta. Și este o luptă. Dar dorim ca Dumnezeu să ne atingă în această seară. Amin. Să ne schimbăm, să fim schimbați de Dumnezeu. Să avem gândul lui Hristos. Amin. Adică care? Să nu profităm că suntem copii de Dumnezeu și să facem ce vrem noi. Nu. Ci să ascultăm în dragoste de Tatăl nostru, binecuvântat să-i fie numele. Amen. Și vreau să închei cu cuvântul acesta. Domnul Iisus ne arată cui să ne închinăm și cui să-i slujim. Și am câteva versete și mă voi apropie de încheiere și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Primul verset este în Iosua, capitolul 24, versetul 14.